Timpul trece și vreau să vă spun că unii oameni trec la cele veșnice, dar faptele lor oricum rămân. Și noi astăzi am hotărât până a consemna evenimentul ce ține de aniversarea 30 de ani de la scoaterea forțelor din Republica Afganistan, să avem niște întâlniri de suflet cu unii oameni de valoare pentru noi, pentru Academia Ștefan cel Mare, pentru Ministerul de Interne. Drama noastră constă în faptul că avem o parte din oameni care au căzut în anumite perioade chiar în timpul îndeplinirii misiunii internaționale în Afganistan. Alții au căzut la Nistru în 92. Sunt 300 acolo, 300 aici. Mai avem și alte categorii de camarazi care au luptat. Au luptat și în Afganistan, s-au întors, au luptat și la Nistru și au servit patria, au trecut în rezervă și după o scurtă perioadă au trecut la cele veșnice. Avem starea de lucruri de când rudele rămân și pe cont propriu, încearcă cumva să mai descurce. Rămân ei, păstrează memoria și trec. Suferă drama asta care, de fapt, i-a lovit. În cazurile date, doar adunările noastre, doar amintirea despre cei apropiați, într-o oricare măsură mai tămăduiește rănile care au apărut. Aici, în această carte, îi avem pe băieții ăștia tineri care au căzut atunci îndeplinind această misiune internațională. Nu putem vorbi cu voia lor sau fără voia lor. Avem aici o parte din eroii căzuți la Nistru. Aici este doar partea ce ține din Ministerul Afacerilor Interne, iarăși sunt 92, în total 300. Și avem datoria totuși să scoatem în prim plan și oamenii care au revenit, care au luptat, au servit patria, și astăzi nu mai sunt. Am calculat în Ministerul de Interne, după aceste evenimente, din rândul celor care au participat la misiunea asta internațională în Afganistan, 11 deja ne-au părăsit. Am încercat astăzi, pe baza Academiei Ștefan cel Mare, să invităm oamenii. Le suntem recunoscători celor care au găsit posibilitatea și au venit astăzi să mai discutăm despre unele evenimente și despre rudele apropiate care astăzi se înscriu în lista eroilor neamului pentru faptele care le-au săvârșit. Pe parcursul anilor, deci acum am mers în anumite localități și nu au mai rămas nici rudele celor care au participat la anumite evenimente. Nu are deja cine să mai îngrijească de morminte. Ne-am întâlnit chiar în satul Cubolta cu un eveniment trebuit să, cu implicarea studenților Academiei, a colegilor noștri, să restaurăm un monument funerar. Adică lucrurile așa sunt. Nu putem spune că oamenii sunt indiferenți, pentru că acolo unde este vorba de memoria celor care au căzut atunci în misiunea internațională sau au căzut la Nistru, oamenii sunt receptivi și vin de fiecare dată. Și atunci vreau să spun că mă bucur mult când văd studenții Academiei, când văd alți tineri care participă la evenimente patriotice, care participă la competiții sportive consacrate memoriei celor care nu au revenit de pe câmpul de luptă. Anul acesta s-au instituit gărzi de onoare în o parte din localități
care de fapt de fiecare dată sunt la mormântele celor căzuți când noi consemnăm aceste evenimente. De fapt, 30 de ani în urmă s-a finalizat o dramă în care poporul nostru, nevrând, tinerii noștri nevrând au fost implicați. S-a finalizat o dramă de familie atunci când mamele așteptau unde va pleca ficiorul în armată. Era foarte, foarte, foarte dureros pentru mamele noastre. O dramă s-a finalizat pentru tineri că viața le era undeva foarte aproape să fie intersectată iarăși cu trimiterea în Afganistan, în loc să-și continue studiile într-o instituție de învățământ. Era o dramă a prietenilor, pentru că prietenii erau acolo. În sfârșit, era o dramă de neam, pentru că să recunoaștem cele 301 sicrie care s-au întors. Asta sunt veți care au plecat și care mult, mult, mult puteau aduce folos statul nostru în diferite domenii. Fie știință, fie medicină, fie educație, fie câmpurile noastre prelucrate și alte. Soldații care au fost în Afganistan, ei au fost toți între vârsta 18-20 de ani. Și 18-20 de ani. Și acești soldați de 18-20 de ani s-au asumat și s-au pus pe umerii lor un întreg război. De fapt, războiul din Afganistan, din toată istoria războaielor, până atunci, probabil după atunci, și dumneavoastră veți fi de acord, a fost unul care l-au purtat tinerii. V-am pus la dispoziție dosarele apropiaților dumneavoastră să mai vedeți și unele însemnări care țin de viața și activitatea lor. Să ne spuneți unele lucruri care noi poate nu le cunoaștem și care ar trebui de știut. De fapt, întâlnirea noastră este una mai complicată, pentru că ea este mai emotivă. Vorbim cu cei care sunt în cunoștință de cauză despre eveniment, cum este să trăiești alături de cei care nu au fost indiferenți de soarta țării și în 92 și din rândul celor care s-au întors atunci din Afganistan am avut mari pierderi, pentru că al doilea val de pierderi a fost deja la Nistru. Eu atunci am avut 7 ani, eram în clasa 1. Evident că tot ne cunoaștem ce ani grei erau, în 92, a rămas mama mea cu 2 copii. Eu eram amitel, fratele mai mare, era foarte greu. Unele momente că nu aveam ce mânca și cred că nu numai la noi și prin vremea și la moment activez în cadrul Inspectoratului de Poliție Botanică. Am terminat și Academia de Poliție Ștefan cel Mare, am activat și în cadrul altor inspectorate. Evident, dacă nu erau ei implicați în acele evenimente, noi nu putem ști cu certitudine care ar fi fost soarta multor oameni. Dacă nu ar fi fost cei care au trecut în prima linie, clar că lucrurile puteau să ia cu totul alt turnură. Eu vreau un lucru să te întreb. Tu aveai aproape 7 ani. Ce ți-a rămas în memorie? Ce ultim pas, ce ultima acțiune a lui când era lângă tine, așa când îți amintești, îți apare în memorie? Eram în clasa 1 și tata meu desigur se ducea în deplasare și de când venea înapoi, la mine erau zilele libere. El lua pe mine de la școală. Bucuros eram că ea că scutată și eu când eram cel mai drag pentru dânsul. Băiatul, da, eu eram băiatul tată, permanent. Țin minte foarte bine, avea grijă de mine, permanent venea acasă și întreba, nu te obișnuie cineva, mama sau fratele mai mare, că știți cum se întâmplă între doi frați. Uneori îți pare că este peste puteri. Uneori atât de mare este durerea asta, pentru că nimeni n-a calculat-o cât de mult te apasă,
cât de mare este presiunea asta și cât de greu este în fiecare zi să, să revii la niște lucruri care într-adevăr te frământă. Конечно, первый тяжелый этап был, когда его забрали в Афганистан. Старшему сыну было полгодика, мы молодые, только поженились бы, там любить бы только и радоваться, а тут его забирают, это было самое тяжелые дни, месяцы, и пока он был там, я не могу даже вспомнить эти времена, когда он был там. Потому что у меня только одно было вот все сжато в голове, и молилась с утра до ночи, чтобы только... И когда я получила телеграмму, что мы уже в Термезе, вот это, наверное, было... Наверное, весь дом прыгал вместе со мной от радости. И тут, чтобы погибнуть на своей земле, это... Ну, это вообще... Я вообще никогда даже не думала, что это может случиться с моей семьей. Это было очень страшно, это было очень больно. Но я думала, что все, как бы, жизнь закончена уже. Потому что он для меня, он был очень хороший, он, ну, очень добрый был, он такой внимательный был, и хороший муж, и любящий отец. Но очень больно было его потерять. У меня такое ощущение было, что при живых родителях я осталась без мамы, без папы, вообще без никого. И я бы, наверное, и не выжила бы, если бы не дети. Я очень долго лечилась, я болела, каждый год проходила курс лечения, это продолжалось несколько лет. У меня были очень хорошие врачи, которые помогли мне встать на ноги, но именно ради детей. Все твердили, что если кто поднимет твоих детей, кому не нужны. И в один день я поняла, что если не я, то никто. Родители у меня уже были пожилые, я поздний ребенок. Отец у меня был инвалид Великой Отечественной войны. Им самим нужна была помощь от меня. Что мне к ним обращаться? Конечно, мне было очень тяжело. Я никогда не жаловалась. Папа все время говорил, что как у тебя дочка. Ну что я буду его грузить? Им самим нужно внимание. Сама тянула. Да, были у меня хорошие друзья, хорошие люди. Тогда я почувствовала, что такое, когда рядом хорошие люди, добрые. Помогли, поддержали. Но было очень тяжело, очень больно. Я вообще не представляла, что такое одно, и двоих сыновей поднять. Эти тяжелые 90-е годы, сами знаете, и эти компании по улицам. И что я одна маленькая такая, думаю, что я, как их подниму? Я сейчас вот сижу, я много раз думала об этом, как я это пережила. Наверное, второй раз я бы уже не смогла. Но это было очень тяжело, уберечь их от компании, уберечь их от наркотиков, от... пьянка, от всего вот этого. Я буквально за старшим ходила за ним по пятам. Брала за руку и приводила его домой. Было... Ну, ничего, мы как-то... Ну, пережила даже и не знаю как. Сейчас, конечно, когда уже... Ну, я уже не, так скажем, не очень молодая. Я уже на пенсии. Хотелось бы, чтобы у детей все хорошо сложилось. Чтобы у сыновей моих... У меня уже двое внуков. Женя еще пока не подарил внука. Хочет стать... на ноги крепче, чтобы, ну, государство, правительство нас не забывало о наших детях. Помогите им встать, потому что тяжелое мы пережили. Я что могла, я все отдала. Все, что могла. Больше я не могла, больше у меня ничего не осталось. И помогите им, протяните руку помощи, не оставляйте их. Дайте им твердо стоять на этой земле. Это наша земля, это наша родина. Отец погиб за это. И хотелось бы, чтобы не забывайте о наших детях. Спасибо. Genul acestor acțiuni care noi le facem astăzi, când suntem împreună cu ei, suntem împreună cu rudele și cu veteranii, le aducem un puțin leac sufletului lor. Un puțin în recunoștință faptelor. Ei merită mult mai mult. Dar auzindu-i pe ei, ne vom mobiliza să facem și mai mult. Soțul Gheorghe Popescu, care a decedat recent, astăzi, 19 zile cu regret. Deci, scurtă istorie, deci eu socot că a fost într-adevăr un patriot, deoarece taică-său a fost veteran de război, născut în raionul Ungheni, satul Năpădeni. Deci a fost într-o familie numeroasă, născut cu 7 copii, el a fost mezinul. A fost în război din Afganistan 2 ani și 5 luni, care a avut în 1982 chiar și cum rană, adică a fost
vremuri grele și acolo a absolvit Academia aici de poliție, a fost jumătate de an în Carabah, noi atunci de acum eram tinerei, ne întâlneam, eu eram student la Universitatea de Medicină, deci s-a întors după aceea din Carabah, deci a activat în Ministerul Afacerilor Interne sectorul centru, deci ne-am căsătorit pe data de 29 februarie 1992, deci clar că am avut așa o, cred că o soartă, sau cum să zicem, a familiei noastre, care numai prin tragedie, făcând nunta pe 29 februarie, deci pe data de 2, când s-a început conflictul din Pridnistrovie, deci domnul Șfeț de la sectorul centru ne-a sunat noaptea. După nuntă am crezut că e o glumă și nu știu de ce ne-am gândit că nu e martie, dar e aprilie. Și credeam că e o glumă de, mă rog, de păcălele. Însă a fost chiar încadrat din primele zile, venea pe câteva zile de când a fost războiul Transnistria, pe 3-5 zile, ceea ce eu foarte mult eram, nu cum să zic, obișnuită de soartă, că toată lumea după nuntă face, mă rog, nunta, luna de miere sau cum, dar la noi, cu părere de rău, nu a fost de miere. Și a iubit patria, s-a dus, s-a luptat la războiul din Transnistria. Deci, dar cu regret, asta a fost soarta, deci avem doi copii, avem doi nepoți de 7 și de 4 ani jumate. A fost un soț iubitor, a fost un bunel foarte iubitor, deci foarte mult aș spune că a ținut și ținea pentru patria sa și a iubit foarte mult. Deci este o durere foarte mare, pierdere. Deci acum s-a îmbolnăvit pe 15 ianuarie, cu părere de greu, chiar și eu fiind medic și cu toți colegii, a suportat gripa H1N1, ceea ce a fost o pneumonie purulentă, foarte, știți, fulminantă. Durerea mi-a fost mare și mie și în prezent, fiindcă miercuri l-am internat în spital pe data de 16 și pe data miercuri viitoare noi l-am dat pământului, l-am îngropat. Mai dureros fapt încă data de 2, acum, sâmbătă, trebuie să împlinească 55 de ani. O vârstă eu s-o cut foarte tânără, ceea ce ar trebui să cântăm cu familia la mulți ani. Dar mă rog, ca un creștin și eu care m-am dus la biserică, am cântat veșnica pomenire. E dureros foarte. Deci care a fost în război din Afganistan, în Carabah, în forțele armate din Transnistria și în veacul de astăzi să decedeze de o pneumonie banală. E foarte dureros. Deci suntem foarte stresați, familia, copiii, nepoții care zi de zi, nepotul de 7 ani întreabă unde o să vină de durea. Deci rana este foarte dureroasă. Îmi pare foarte rău că nu a ajuns la cei care 30 de ani de eliberare Afganistanului să-și primească meritul care el îl merită, să fie el mândru de munca, de capacitățile sale care le-a avut în viață. Îi zic veșnica pomenire. Noi nu-l vom uita niciodată, neamul nostru, familie. Sunt bucuroasă că au fost pe ultimul drum să-l petreacă colegii de la lucru, de la Ministerul Afacerilor Interne, camarazii de luptă din Afganistan. Și vă mulțumesc tuturora de sprijinul acordat de... și aș vrea ca într-adevăr să nu fie uitat. Vă mulțumesc mult! Aici noi vorbim în sânul familiei, despre toate. Și uneori viteza cu care noi suntem implicați în niște lucruri cotidiene, iată, aduce la situația când nu izbutim să acoperim cu grijă un caz anume. Un caz care, vedeți, pe urmă, se transformă într-o mare durere. Băieții ăștia ard ca lumânările, nu mai au când, de fapt, să uite la sănătate, nu mai au când să aibă grijă de unele probleme permanent în mișcare și câteodată se deconectează și rămân doar rudele cu problemele lor. A participat și la luptele din Afganistan și a fost și în Transnistria și a lucrat undeva 20 de ani în cadrul Ministerului de Interne, în raionul Hâncești, în comisariatul Hâncești. Cu Sergiu noi suntem cunoscuți de mici, fiindcă am trăit într-un sat, am învățat într-o școală.
ne întâlneam, da, ca tinerii. Am corespondat, am primit scrisori din Afganistan despre război. Nu prea povestea. S-a întors din Afganistan clar alt om. Bărbat adevărat. Deosebit de ieșinați băieți care se întorceau din armată din alte părți. Ne-am căsătorit, am crezut că o să fie și la noi o viață lungă. El, după ce a venit din Afganistan, s-a încadrat în organele de interne. S-a început luptele în Transnistria. Aveam fetiță. Mi-ar pleca tot așa, pe câteva zile venea acasă. Era greu, cumva ne-am descurcat. Peste o bucată de timp s-a născut copilul la noi, al doilea băiat, însă s-a depistat o boală grea la noi, la copil. În 2008, din cauza la unei boli grele, Serghei a decedat. Am rămas cu fiica studentă și cu băiatul invalid de gradul 1. A fost greu, dar cumva m-am stăruit să mă descurc. A fost un soț bun. Își iubea copiii. N-am mai ajuns să vadă nici fata căsătorită. Avea un nepoțel pe care mi-a fost dat să-l vadă. La moment să îngrijesc de băiat. Băiatul are 23 de ani. E la pat. Stă la pat, invalid de gradul 1. Fiica-i căsătorit, avem un nepoțel. Asta-i. Asta-i situația la mine. Deși ori se primește că situația este mai grea decât noi ne imaginăm. Și nimeni nu poate ști limita puterilor omului. Dar eu vorbeam cu bunica mea care nu și-a revăzut soțul după războiul 2 mondial. A rămas cu 4 copii. Și adeseori spunea că numai eu și perna cunosc câte lacrimi am vărsat. Mă bucur că astăzi a venit bunul nostru prieten, Grigore Jardan, unul dintre cei care a luptat și în Afganistan, pe urmă a trecut și prin războiul de la Nistru, urmă activând în cadrul Ministerului de Interne, își făcea datoria conștiincios și se întâmplă uneori și alte situații, un accident, o dramă care te scoate într-un fel din circuit, te testează. Și eu chiar ieri vorbeam cu colegii noștri, este un dramaturg, un poet, un filozof indian, Rabindranath Tagore, a fost tradus în anul 1979 aici la noi în Moldova, cu prefață de către Mihai Cimpoi. El fixează acolo un aforism, că nu poți ocoli un chin, învață-te să înduri. Și eu am citit de zeci de ori lucrurile astea și mă gândesc cât totuși este de dificil, cât este de greu să te înveți să înduri. Mă uit desigur la rudele care au avut pierderi, mă uit la colegul nostru Grigore, care a devenit un
simbol, un model pentru cei care nimeresc în niște situații, așa să zicem, triste. Și ei sunt încurajați doar de cei care zilnic depășesc, luptă și înving anumite probleme. M-am încadrat în rândurile armatei în 1986, din 87 fiind pe teritoriul Afganistanului. Desigur, sunt 30 de ani de când s-au scurs, dar greutățile într-adevăr au rămas. Dar cele mai mari greutăți cred că sunt și cei mai mari eroi sunt acei care nu s-au întors cu regret și îi pomenim de fiecare dată. Un an și 8 luni am fost pe teritoriul Afganistanului. Au fost când momente și mai grele și mai ușoare poate au trecut. În 89 am revenit la Baștera, gândindu-ne ca să fie o viață mai bună, mai ușoară aici, dar începând serviciul în Ministerul de Interne, în 92 a fost să plecăm iarăși la datorii, să apărăm pământul, care ceea ce ne face în viață, care ne dă sprijinul de soție, fiica și, desigur, acum e nepoțelul, care e toată bucuria în casă. În 87 avem 3 ani, 3 luni, când pe teritoriul Afganistanului am salvat un leocic, să-i spun așa, Dimitri Ogorodnikov din Kiev, care a fost rănit, care mult timp au scris, ne-au căutat, chiar și în jurnalul sovietic Voin a fost, în multe reviste a fost, ne-au căutat, eu înapoi am scris scrisori, dar nu ne-am mai putut găsi, nu ne-am putut, fiindcă nu știu dacă este în viață, este... Deci vreau să mulțumesc soției, fiicei, că e tot timpul lângă mine și cu asta trăiesc zi de zi. Și... Dar greutățile sunt. Greutățile nu o să dispară. Dar le reușim pe toate și încet le... Deci asta e. Eu vorbeam deseori despre un scriitor care a realizat povestirea Întoarcerea tatălui de la război. Acolo se discută despre un profesor de liceu care a fost pe câmpul de luptă a primului război mondial, a revenit înapoi în familie, dar a revenit cu totul altfel decât s-a dus. Simplele păsări de pe copac considera că sunt șrapnele. Nu putea să privească cuțitele de pe masă. Deci un om complet schimbat. Și iată, și scriitorii abordau problemele astea, că trebuie să ne uităm mai clar la ceea cu ce se confruntă oamenii care au fost în lupte. Cum trebuie noi, societatea, să fim alături, să le întindem o mână de ajutor. Așa ocazie ne ajută să nu ne uităm istoria noastră. Da, a cui mai tristă, a cui mai, nu știu, mai puțin tristă, eu încă o dată spun că păcat să mă plâng de ceva, pentru că eu, toată viața mea, da, cam mult am trăit de acum, o împart în două, până la Afganistan și după Afganistan. Până la Afganistan a fost așa că, așa, am trecut, nici nu prea am ce mi-aduce aminte. Afganistanul a fost așa o ocazie să mă pun pe gânduri, pe la ce vreau de la viața asta, ce am eu de făcut. Am revizuit eu multe concepții despre lume, despre viață. Când m-am întors în genere, m-a apucat așa o dorință de a trăi după Afganistanul acela. Am făcut într-adevăr atâția copii. Era perioada aceea când eram student, că lucram la 6 locuri. Cred că n-a mai fost nimeni, făceam un sport din asta cât mai mult să lucreze. Și slavă Domnului. Deci, încă o dată vreau să spun, mulțumesc în primul rând, domnul secretar general, totdeauna a fost atent față de
problema asta foarte sensibilă. Eu am simțit pentru prima dată insensibilitatea asta omului de la distanță, când întâmplător ne-au dat concediu. De Afganistan nu prea pleca un concediu. A fost așa, nu știu, o întâmplare, o luptă, ceva acolo, mai fost cineva menționat. Am venit în concediu, primul șoc a fost că oamenii nu știu, chiar acolo, în Uzbekistan, după intermezi, am zburat în Tashkent, nu știau că acolo se luptă, că mor oameni, că ceva acolo de asta. Dacă am ajuns în Moscova, era problemă să cumpăr bilet până în Chișinău, la avion, că hai, care era asta? Eram, uite, o rană la ceafă acolo, eram cu bandajat acolo, da, nimeni nu vrea să creadă, era așa, am ajuns în Chișinău, dar cine era aici, era, da, nu, că acolo, da. Dar patriotismul l-a anulat nimeni, patriotismul totdeauna a fost legat de jertfe, inclusiv și mai puțin binevole, situații, războaie și așa mai departe. Deci, cred eu că exemplul Afganistanului, Transnistria, urmează să rămână pentru totdeauna, să rămână niște motive de educație. Discutând astăzi, discutând de fapt, de fiecare dată despre oamenii și faptele lor, noi vom reuși totuși să descoperim acești oameni celebri, care cu nimic nu cedează celor care sunt astăzi în enciclopedii, cu nimic nu cedează. Pentru că doar poate prin faptul că sunt mai modești și nu au posibilitate uneori chiar și materială să-și publice memoriile lor. Făcând un serviciu în Ungaria, cum spune domnul general, în artilerie, am fost comandir de pluton la gaubiță 122 mm. Și în decembrie, când s-a început conflictul cu Afganistan, au început să iei băieți de la noi. Dar eu, tăman, mai venit să soția în Ungaria, a născut o fetiță. Nu, da, mi-a prezentat plutonul, armament am primit și pe data 2 ianuarie am intrat în Afganistan, în 80. Ne-am dus în Pulihumri, din Pulihumri am stat 2 luni, după Pulihumri ne-am dus în Găznie. În Găznie s-a început... Noi am fost părinosul Adelina Mătăsărcovei, Pol, care mi-a scopă cinine. Ne duceam în raiduri, câte o lună, câte 2 săptămâni, depindea cum și cum mă primeam și zadania avem. Am avut în plutonul meu, aveam 14 băieți, dintre care 5 erau moldoveni. Am avut din Orhei, din Chișinău, din Nisporieni, din Călăraș. Și eu tot moldovan. Nu îmi ziceau pe grad, dar îmi ziceau, badicole, îmi ziceau, solic eu, dormim toți împreună, îmi părea foarte bine, că parcă erau toți niște copii, niște fișori în ei. Și în timp cât am fost 3 ani de zile în Afganistan, din băieți am pierdut 6 băieți. Și durere mare era în suflet când vedeai un băiet de 18-19 ani, a fost și din minamiot împușcat, și din, cu sniperul. O durere, simțeam, parcă mi-era o vina mea, că n-am putut să-i păstrez, să duc acasă. Am stat până la urmă, până 3 ani de zile. Și pe urmă mi-a venit schimbul și am venit acasă. Când s-a început conflictul la Transnistria, am fost chemat de la Academia de Poliție, am fost chemat 5 ofițeri. Și ne-a chemat ministrul și ne-a pus să, așa, că noi trebuie să-i ducem la vada lui Vodă, să formăm un batalion de carabinieri care era din Ministerul Apărării, dar să-l formăm, să-l transferăm în batalion de carabinieri al Ministerului de Interne. Care nu a fost, nu știe ce înseamnă Afganistan, nu știe ce înseamnă... Eu când aveam fetița de 9 luni acasă și mergeam așa pe munți, dar acolo nu prevede iarbă verde, rar unii iarbă, numai schinde, verbluce, căliuri. Când vedeam un șir de iarbă verde, eu parcă eu vedeam fișic mea în ochi. Lăsăm într-o parte ideologia comunistă care undeva pe noi ne domina în momentele acelea. Dar dincolo de acestea, valorile acestea care erau pătrunse în sufletele lor, credință jurământului, fidelitate jurământului, fidelitate camaraderiei ostășești, pregătirea de a sări în ajutor camaralului când este în dificultate și așa mai departe, ele erau ale lor. Și iată cu aceste valori au ieșit din acel război și atunci când a fost nevoie și patria chemată în 92, cu ei, cu aceste valori
voi v-ați încadrat în acest război. Eu sunt foarte recunoscător vouă. Vă zic că moldovenii au fost în Afganistan foarte buni soldați. Eu am avut mulți soldați în subordinea mea. Jora Mușinski, Iura Doruc, Ion Neamțu și alții. Foarte, foarte curajoși și chiar ofițerii din alte genuri de arme care erau. Moldovenii tăi sunt foarte buni. Asta se datorează spiritul acesta combativ care este în neamul moldovenesc. Este, l-a confirmat Afganistanul, l-a confirmat Nistru și este și astăzi acest spirit combativ. Eu am fost recrutat în armata sovietică, deci în aprilie anul 1985. Am fost 2 săptămâni în Kerch, la o unitate militară acolo. Pe urmă am fost transferat în Maikop. Venind în orașul Maikop, Adighea, astăzi Republica Adighea, atunci era regiunea autonomă Adighea. Ne-au spus, conform directivii distinctului militar Turkestan, sunteți pregătiți la cursuri de pregătire pentru a fi trimis în Republica Afganistan ca șoferi militari. Căldură mare, îmbușcături, apă, desigur era caldă, apa deodată în noapte îmi bea, fiindcă era medicamente, am mers la medicamente, tablete era, pentru dezinfectare. În timpul serviciului, deci am participat la operațiuni, realizări militare, deci până a fi trecut în rezervă până pe 18 mai anul 1985. Deci acum m-am aflat în Afganistan din la 6 august 85 până la 8 mai anul 1987. În timpul serviciului, la noi cea mai mare tragedie a fost în anul 1986, început februarie, la o operațiune unde atunci a fost la decedat 17 un pluton de 17 soldați și ofițerul, desigur, fiind tânăr, după terminarea, absolvirea școlii militare, strașnicul a fost acolo numai, nu se înțelege nimic cu nimeni, numai acestea, momente care mi-am spus. Evenimentul de astăzi undeva aduce și un sentiment de recunoștință celor care au luptat. Pentru că, și eu spun aceasta pentru prima dată, pot scoate omul din război, dar războiul din om nu mai scoți. Ei așa și rămân, și cei care au luptat în Afganistan și cei care au luptat la Nistru, așa și rămân cu războiul lor în suflet. Ceva timp în urmă am avut marea ocazie să studiez dosarele angajaților Ministerului Afacerilor Interne, selectate din arhiva Ministerului Interne, 11 la număr dintre cei care au luptat în Afganistan și astăzi nu mai sunt printre noi. Revin la faptul că din 11 angajați ai Ministerului Interne care au fost în Afganistan, 8 au luptat și în Transnistria, dintre care 4 au fost înaintați la distincții de stat. Pre de rău, 2 dintre care îi cunoaștem tragedia sunt eroii Lavrențov și Bratușceac, care n-au mai revenit din pozițiile din Transnistria. Însă, deci alți 2 aș dori să scot niște crâmpeie din dosarele personale, să fie auzite, să le cunoașteți fapta lor. Este vorba de plutonierul major de poliție Telebei Igor și plutonierul ajutant de poliție Gonciar Ion. În timpul conflictului din Transnistria, plutonierul major Telebei Igor, primul și-a manifestat dorința de a apăra integritatea Republicii, aflându-se pe linia întâi a capului de pod Coșnița. Din primele zile și până la sfârșitul conflictului a fost pe poziții. Mașina de luptă care a condus-o Telebei a fost de 2 ori distrusă pe câmpul de luptă și de fiecare dată readusă în viață în termene foarte scurte. Singur Telebei a primit o contuzie, faptele de vitejie au fost nu odată menționate de către comandantul batalionului, e modest și în colectiv se bucură de mare stimă și autoritate. Merită să fie menționat de către Guvernul Republicii Moldova cu Ordinul Ștefan cel Mare. Și camaradul său, Gonciar Ion. С 5 марта 1992 года добровольно отправился в район боевых действий на левобережье Днестра. Сначала активно нес службу по охране Дубасарского моста, затем после получения списанного БТР-80 большими усилиями, имея практический опыт службы в Афганистане,
восстановил боевую машину, занимая место механика-водителя, отправился на позиции Качьерского плацдарма. Выполнил большой объем работы для установки на БТР и пулемета ДШК, который в дальнейшем использовали эффективно в боевых действиях. В боях за целостность и независимость Республики Молдова Гончар проявил мужество и отвагу до конца, будучи верным присягам, неоднократно отразил вылазки боевиков противника, поддерживал интенсивным огнем из пулемета своих товарищей и соседей. Am simțit durerea voastră și mi-a părut că atunci când schimbăm durerea, noi cei care o cunoaștem, ce stă la origine ei, sper că ne simțim mai bine și ne simțim mai siguri, pentru că nu suntem singuri. Ceilalți care vor urmări vreodată acest secvență video, să tragă și ei niște concluzii și poate cei care, de care depinde să accepte un conflict militar sau nu, să lupte pentru pace. Ieșirea din casă e o dată de două ori, poate pe an, și când te întâlnești cu o lume care, într-adevăr, emoțiile sunt mari.